Minutul 40 al meciului dintre Universitatea Craiova și Botoșani a oferit un scandal ca la ușa cortului. Silvian Cristescu a fost în prim plan. Fostul jucător al oltenilor s-a luat la certă cu fotbaliștii oaspeților aflați în tribună. S-au aruncat vorbe grele, iar Cristescu a sărit chiar să-i bată pe moldoveni. Arbitrul a oprit partida, iar bodyguardii l-au scos cu forța din arenă. Scandalul a pornit de la faptul că moldovenii au fost acuzați că s-au dat la o parte în meciul cu FCSB. În jucătorii lui Croitoru și-au apărat însă onoarea. Toți ne arată cu, cu degetul că suntem echipa FCSB-ului, dar eu nu cred așa ceva. Fiecare are în contract un obiectiv, prime de obiectiv, e normal să tragem, avem familie. În primul rând, pentru ei tragem, nu pentru FCSB. Cine spune lucrurile astea le spune doar pentru show. Noi ne jucăm fiecare meci în parte, nu cred că la un vreun meci ne-am dat la o parte.